Copiii au fost plăcut impresionați de toate locurile vizitate în Craiova, iar programul pregătit special pentru ei la Filarmonica Oltenia i-a încântat. După o dimineață agitată și cu emoții pentru că au susținut proba scrisă la Olimpiadă, seara, artiștii craioveni le-au adus câteva momente de relaxare binevenite. Astăzi am susținut proba scrisă, a fost foarte ușor. Sunt foarte recunoscătoare că mă aflu aici, este o experiență de neuitat și îmi place absolut tot. Oamenii sunt amabili, am cunoscut copii noi și foarte prietenoși și spectacolul din această seară, la fel, nici eu nu am mai participat la un asemenea eveniment și sunt foarte fericită. Îmi place Craiova, este un oraș foarte frumos, foarte complex, cu o istorie foarte lungă și de asemenea arhitectura este inedită pentru un oraș al Olteniei și cred că o să mai revin. Da, muzica psaltică și muzica live în general și practic mi se pare o activitate sociabilă în care putem împărți emoții și opinii despre spectacole și da, mi se pare o idee foarte bună. Craiova, da, mi se pare un oraș super frumos, un patrimoniu cultural, având în vedere multe muzee, grădina botanică pe care am vizitat. Sectorul cultural și sectorul de învățământ al Arhiepiscopiei Craiovei, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, a organizat această seară pentru toți participanții. Le-am propus un program artistic în care să reunim cât mai multe genuri muzicale, care să fie cât mai deconectante și în același timp să promoveze valorile culturale tradiționale ale zonei noastre. Astăzi, elevii au susținut a doua probă la Olimpiadă, iar mâine va avea loc premiera câștigătorilor, care va fi organizată la Filarmonica Oltenia din Craiova.